Se vorbește mult în zilele acestea despre evenimentul care va avea loc peste puțin timp și care marchează, așa cum bine știm cu toții, moartea protestantismului în lumea noastră creștină. Stăteam și mă gândeam zilele acestea, în timp ce am auzit mai multe știri cu privire la acest eveniment. Și de asemenea, intrând pe internet, am văzut foarte multe prezentări. Prezentări pe care le fac anumiți predicatori, anumiți pastori, în care adresează această problemă a evenimentelor prezente în ce privește sfârșitul protestantismului. Și sunt acele clipuri pe internet foarte bine cunoscute în care Kenneth Copeland, acest lider harismat, face acele afirmații prin care el aduce înaintea oamenilor motivul de bază al unității între toate aceste credințe protestante și am văzut cum el pledează în favoarea papalității. De asemenea, avem încercarea papei, da, prin diferite evenimente pe care le organizează și ultimul eveniment este cel care a fost organizat la Kairos, sub numele de Kairos, prin care el încearcă să folosească această oportunitate, da, ca ei să realizeze ceea ce și-au dorit dintotdeauna. Sunt sigur că mulți dintre voi aveți toate aceste lucruri clare în mintea voastră, le-ați auzit, da, de la televizor, le-ați văzut pe internet, zilnic circulă mesaje și eu personal am primit foarte multe mesaje cu aceste clipuri care se distribuie pe calea internetului și în mod special pe pagina de Facebook. Însă, dragi prieteni, în timp ce priveam la toate aceste știri, care vin din toate părțile, am stat și m-am gândit la un lucru și mi-a venit un gând în minte. Și în momentul în care am continuat să mă gândesc la lucrul acela, mi-am dat seama de ceva. Credeți că ar fi posibil ca în timp ce noi suntem foarte mult în temă cu evenimentele care au loc, și în timp ce noi putem să identificăm în mod corect ceea ce face Papa și ceea ce fac protestanții, în timp ce noi putem să facem o aplicație corectă asupra profeției biblice, care ne vorbește despre împlinirea acestor evenimente, care bineînțeles ne conduc la ultima mare criză, este oare posibil ca în timp ce avem toată această cunoștință teoretică, intelectuală, și înțelegere chiar a profețiilor și a semnelor din timpul sfârșitului, să fim totuși printre aceia care vor fi înșelați în experiența noastră personală? Dragi prieteni, aș vrea să vă spun în această ocazie, cunoștința și înțelegerea profețiilor, înțelegerea tuturor acestor evenimente care au loc în jurul nostru, nu ne vor salva cu nimic. Vreau să repet lucrul acesta. Toată cunoștința din lumea aceasta, dar mă refer acum în mod special la cunoștința biblică a Cuvântului Lui Dumnezeu, nu ne va ajuta cu nimic. Și aș vrea să vă aduc în atenție un exemplu care consider eu că este exemplu clasic în privința aceasta. Și anume este vorba despre Domnul Iisus Hristos care se afla împreună cu ucenicii. Despre experiența lor, Biblia ne spune așa, că ucenicii Domnului Iisus Hristos, și acum mă refer în mod special la cei trei ucenici care erau mai tot timpul văzuți în apropierea Domnului Hristos, Petru, Iacov și Ioan. Despre cei trei ni se spune că ei au avut parte și de experiența de pe munte a schimbării la față. Au văzut slava lui Dumnezeu și au auzit glasul Tatălui din ceruri. L-au văzut pe Isus și au văzut a doua venire în miniatură, reprezentată prin Moise și Ilie, care s-au coborât pentru a-L întări pe Isus în încercarea care urma. Au luat parte la minuni și au văzut cu ochii lor cum Domnul Hristos vindeca bolnavi. Au văzut cum Domnul Hristos i-a înviat pe morți. Au stat în prezența lui Isus 3 ani și jumătate. Au fost instruiți, au fost învățați, au fost pregătiți, educați, în vederea lucrării misionare. Gândiți-vă la privilegiile și oportunitățile pe care oamenii aceștia le-au avut.
Gândiți-vă la toate învățăturile pe care ei le-au auzit de pe buzele lui Isus și tot ce au învățat ei din cuvântul lui Dumnezeu. Și totuși, în noaptea în care a venit încercarea, în momentul în care acești trei ucenici se aflau împreună cu Isus în grădina Ghețeman și Isus le adresează o cerere, îi imploră să stea în rugăciune cu el noaptea aceea. Pentru că Isus simțea nevoia de susținere în rugăciune. Dar nu doar pentru acest motiv. Isus voia ca ei să se roage pentru propriul lor suflet. Dar cu toată experiența bogată pe care au avut-o, cu toată cunoștința pe care eu aveau în mintea lor, toate minunile pe care ei le-au văzut, au fost în zadar în momentul în care a venit criza. Cu alte cuvinte, toate lucrurile pe care noi le cunoaștem astăzi, toate experiențele pe care le-am avut cu Dumnezeu în lucrare misionară, în predicarea cuvântului Său, toate aceste privilegii de care am avut parte și faptul că ne-am bucurat în adevăr și facem parte din Biserica Rămășiței, suntem identificați cu Isus pentru că mergem pe urmele Lui și călcăm pe urmele Lui. Toate acestea, dragi prieteni, se vor dovedi a fi în zadar dacă noi nu facem o pregătire personală în vederea evenimentelor care se apropie. Iar lucrul pe care aș dori să-l aduc în atenția fiecăruia dintre voi în această ocazie este că noi avem nevoie să-i cerem lui Dumnezeu putere, așa încât să ne ocupăm fiecare în mod personal de viața noastră. Pentru că vă spun un adevăr, mai periculos decât este Papa și tot sistemul acesta religios care va duce miliarde de oameni la pierzare veșnică, mai periculoase decât sunt învățăturile pe care le propagă ei și mai periculos decât este drumul pe care merg ei și acțiunile pe care le întreprind ei în lumea aceasta, mai periculos decât toate acestea la un loc, este eul meu sau condiția și starea inimii mele. Vă invit să deschidem împreună în Apocalipsa, capitolul 3. Aș vrea să vedeți ce spune martorul credincios. Martorul credincios și adevărat. Uitați ce ne spune aici cuvântul în versetul. Citim Apocalipsa, capitolul 3, versetul 17. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Observați, dragi prieteni, problema cea mai mare, aș putea să spun pericolul cel mai mare cu care ne confruntăm noi, copiii lui Dumnezeu, în aceste vremuri din urmă, este că noi avem o percepție falsă, o înțelegere falsă cu privire la noi înșine și cu privire la starea în care noi ne găsim. În Matei 24, voi să deschidem puțin Bibliile acolo, Matei capitolul 24, Iisus spune așa: atunci când ucenicii vin înaintea lui Iisus și îl întreabă, Doamne, care vor fi semnele sfârșitului veacului acestuia? Când se vor întâmpla aceste lucruri? Iar după aceea Iisus, în versetul 4, le răspunde la această întrebare. Ascultați ce spune. Drept răspuns, Iisus le-a zis, băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Cu alte cuvinte, din toate lucrurile pe care Domnul Iisus Hristos le poate prezenta ca semn al sfârșitului, ca semne ale sfârșitului, din tot ceea ce urmează să se întâmple cu lumea noastră chiar înainte de venirea Domnului Iisus Hristos, din toate lucrurile, după cum vă spuneam, Domnul Iisus Hristos, în primul rând, atrage atenția tuturor oamenilor.
Matei 24 este o profeție care are de-a face cu timpul acela și distrugerea Ierusalimului, dar are o aplicație dublă la distrugerea lumii acesteia la sfârșit. De aceea, când Domnul Hristos a adresat ucenicilor în acest capitol, El a amestecat cele două evenimente, distrugerea Ierusalimului împreună cu distrugerea lumii noastre. Și Domnul Hristos ne avertizează cu privire la cel mai mare pericol. Observați că este primul pe listă. Iisus n-a început cu războaie și vești de războaie, cu ciumă, cu boli, nici măcar cu persecuția, ci El a început cu altceva. Băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Și observați că modul în care se adresează Domnul Hristos în primul verset diferă de modul în care se adresează ulterior. Mai târziu Iisus spune căci vor veni Hristos și proroci mincinoși. Acolo Iisus deja identifică pe aceia care vor încerca să ne înșele, ca fiind Hristos și mincinoși și proroci mincinoși. Dar în primul verset Hristos spune așa: băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Cu alte cuvinte, Domnul Hristos ne atrage atenția la cel mai mare pericol care există în prezent, și anume pericolul înșelăciunii. Mai mult decât orice alt lucru, cel mai mare pericol în care se găsește lumea noastră în prezent și în mod special pericolul în care se găsesc creștinii într-un mod deosebit, este ca ei să fie înșelați. Însă observați, textul ne spune băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Adică Domnul Iisus Hristos nu specifică cine ne va înșela. El spune, aveți grijă să nu fiți înșelați. Prin orice mijloc ar veni înșelăciunea aceea, pe orice cale ar veni ea, oricine ar fi, aveți grijă, spune El. Și aș vrea să vă prezint în această ocazie, conform pasajului pe care l-am citit în Apocalipsa capitolul 3 cu 17, cea mai periculoasă, aș putea să spun cel mai periculos lucru cu care ne confruntăm noi în zilele din urmă, ca și creștini, este auto-înșelarea. Vreau să observați, când Domnul Iisus Hristos spune băgați de seamă să nu vă înșele cineva, Domnul Hristos face referire la marea problemă a amăgirii, ca fiind arma numărul 1 a diavolului, prin care el va reuși să înșele pe mulți oameni. Și acesta este un semn al timpului din urmă. Însă acum când mergem în Apocalipsa 3 și am spus că vrem să citim care este starea sau ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre noi, ca și copii ai săi, ca popor al său, și descoperim în acest pasaj că problema laodiceanului este auto-înșelarea. Laodiceanul are o mare problemă. El crede că este bogat. Dar când martorul credincios pune degetul și începe să vorbească despre starea adevărată a laodiceanului, ce spune el că se întâmplă? Spune, nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Cu alte cuvinte, laodiceanul se vede bogat. El se vede bine. Nu duce lipsă de nimic. Acestea sunt cuvintele pe care el le rostește. Nu doar cuvintele pe care le rostește, dar atitudinea lui și comportamentul lui arată ceea ce el crede. Cu alte cuvinte, el crede că stă bine. Însă Domnul Hristos vine și spune nu. Nu doar că tu nu ești bogat, dar tu ești de fapt sărac. Haideți să ne gândim puțin. Laodiceanul spune, eu sunt bogat. Iisus vine și spune, nu, tu ești sărac. Acum, dacă e să luăm cele două expresii, bogat, sărac, ce sunt acestea două? Gramatical noi le numim antonime, adică sunt două cuvinte opuse. Ele nu sunt sinonime. Dacă este să folosim un sinonim la cuvântul bogat, am spune avut sau un om care e prosper, nu?
Aceasta este ceea ce înseamnă bogăția. Dar observați, când martorul credincios vine, el spune nu. Cel care crede că este bogat, realitatea este că el e de fapt sărac. Acum, ceea ce observ eu în pasajul acesta este următorul lucru. Cum ne spune Biblia în Isaia capitolul 55, căci cum sunt gândurile, căci cum este cerul față de pământ, așa sunt gândurile mele față de gândurile voastre și căile mele față de căile voastre. Cu alte cuvinte, prieteni, pericolul cel mai mare în care eu și cu tine ne găsim este că în timp ce noi suntem înțelepți în a recunoaște timpul în care trăim, în timp ce noi suntem ageri în a prinde orice mișcare și orice acțiune care are loc, fie din partea fiarei, fie din partea icoanei fiarei, da? Și toate aceste evenimente care se perindă în fața ochilor noștri, noi suntem în cel mai mare pericol ca să ne autoamăgim pe noi înșine. Să credem că noi suntem bine când în realitate starea noastră este una deplorabilă. Și într-adevăr, dragi prieteni, când citim Apocalipsa capitolul 3, descrierea bisericii din Laodicea, martorul credincios nu are nimic bun de spus în dreptul acestei biserici. Se pare că starea și condiția în care noi ne găsim este atât de dureroasă, este o problemă atât de serioasă, încât martorul credincios nu poate să spună nimic. Nimic pozitiv. El nu are decât cuvinte de mustrare. Și apoi o invitație pentru ca noi să cumpărăm aur curățit prin foc. Pentru câteva momente aș vrea să înțelegem care este implicația acestui lucru. Vreau să observăm cum în timp ce toate lucrurile în jurul nostru se pregătesc pentru marea zi, pentru marele conflict din viitorul apropiat, există o stare de lucruri în mijlocul poporului lui Dumnezeu, care îi va face pe cei mai mulți dintre cei care mărturisesc ca fi adevărați creștini să părăsească și să abandoneze credința lor atunci când va veni încercarea. La fel cum ucenicii în grădina Ghețemani au fugit de lângă Iisus când a venit criza, când lucrurile au devenit puțin grele, când ei se simțeau amenințați, când viața lor era în pericol, cât timp totul a fost frumos și bine, cât timp Iisus putea să meargă în fața preoților în ziua mare și să predice adevărul și nimeni nu îndrăznea să se atingă de el. Ucenicii au fost acolo, au fost curajoși. Dar în momentul în care a venit ultima criză, ucenicii au lăsat toată credința lor deoparte, au fugit. Și fuga aceea, vreau să vedeți, n-a însemnat doar faptul că ei l-au părăsit pe Iisus fizic, au plecat din grădină. Fuga aceea a reprezentat mai mult de atât. Iuda l-a vândut pe Iisus. Petru s-a lepădat de Domnul Hristos de 3 ori și a spus că nu-L cunoaște. Cu alte cuvinte, a fost o apostazie, o cădere de la credință. Însă pentru ucenici a mai existat încă o șansă. Ei au mai avut încă o dată ocazia să se întoarcă înapoi. Și slavă lui Dumnezeu că Petru și-a revenit după acea cădere. S-a întors înapoi la Domnul Hristos și și-a cerut iertare. I-a părut rău de fapta lui. Și Petru mai departe îl vedem cum în ziua cincizecimii se ridică și predică adevărul cu îndrăzneală. Acel om care, acei ucenici care stăteau ascunși undeva de frică ca să nu fie prinși, acum devin îndrăzneți și nu mai le este teamă de nimic. Ceea ce a făcut ca ei să se transforme din niște oameni fricoși în niște oameni curajoși a fost exact experiența pe care au avut-o în camera de sus. Și căderea ploii timpurii care i-a pregătit pentru a da marea strigare. Dragi prieteni, toată istoria aceasta se va repeta. Însă ceea ce aș vrea să observăm în această ocazie este că în timp ce oamenii aceștia ai lumii, și mă refer acum la sistemul romano-catolic în mod special și la papa, în timp ce ei pregătesc calea pentru a da într-o bună zi decretul duminical, în timp ce ei își fac loc tot mai mult
pentru a ajunge din nou la supremația pe care au pierdut-o în lumea veche. Observați cum lumea protestantă se pleacă înaintea papalității și renunță la toate principiile și la tot ceea ce au clădit reformatorii în trecut, începând cu Martin Luther. Însă observați, va exista o rămășiță despre care cuvântul lui Dumnezeu ne spune că va rămâne credincioasă lui Dumnezeu. Despre ei cuvântul profetic ne spune că păzesc toate poruncile lui Isus. Asta înseamnă că prin păzirea acestor porunci, ei nu numai că le păzesc, dar le înalță și prezintă acest adevăr în fața lumii întregi. Iar lucrul acesta îi face obiectul, sau dacă vreți, ținta atacurilor Bisericii Romano-Catolice. Pentru că ei sunt acești oameni care înalță legea lui Dumnezeu și care îndreaptă oamenii înapoi la Sfânta Scriptură. Iar conflictul care urmează să se desfășoare înaintea ochilor noștri este în ce privește această rămășiță care rămâne credincioasă lui Dumnezeu. Însă în cele ce vom vedea, aș vrea să vă citesc un paragraf din Spiritul Profetic pe care îl găsim scris în cartea Mărturii, volumul 6, pagina 402. Acum ascultați la modul în care acest conflict se va îndrepta din ce în ce mai mult către adventiștii de ziua a șaptea. Însă așa cum vă spuneam, rețineți ideea pe care v-am spus-o. Cea mai mare problemă cu care ne confruntăm noi este auto-înșelarea sau auto-amăgirea. Este gândul că noi stăm bine când de fapt nu stăm deloc bine. Este gândul că noi suntem pe calea cea bună când de fapt noi suntem pe calea cea leagă. Și vreau să ascultați ce spune Dumnezeu cu privire la acest lucru, însă înainte de a citi paragrafele pe care le-am pregătit, aș vrea să vă amintesc un lucru. Dacă Dumnezeu va reuși să termine lucrarea pe acest pământ cu un popor pregătit, bine pregătit pentru ceea ce va veni, atunci Dumnezeu trebuie să facă ceva, și anume să pună în inima noastră, în viața noastră, același spirit al protestanților pe care l-a avut Martin Luther și cei care au venit după el. Și vreau în vederea aceasta să vă citesc un paragraf scurt cu referire la spiritul protestantismului sau ceea ce se cuprinde în principiul acesta protestant. Ascultați cu atenție. Tragedia veacului 243 spune așa. Marele principiu protestant. Biblia și numai Biblia este singura regulă de credință și practică. Vreau să ascultați din nou. Spiritul profetic ne spune că marele principiu protestant este Biblia și numai Biblia ca singura regulă de credință și practică. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că un adevărat protestant care are acest spirit protestant în viața lui, în experiența lui personală, este acel om care se călăuzește numai după Sfânta Scriptură și care trăiește în armonie cu toate învățăturile Cuvântului lui Dumnezeu în ce privește credința și practica. Acum, dacă este să luăm acest standard, da? A ceea ce înseamnă un protestant adevărat, și este ca noi să ne comparăm cu standardul acesta, să ne analizăm viața prin prisma acestui principiu protestant, vreau să vă întreb câți dintre noi suntem cu adevărat protestanți. Observați, prieteni, că aici este o mare problemă. În timp ce eu mă numesc protestant sau fac parte dintr-o biserică protestantă, eu pot în realitate să n-am nicio treabă cu spiritul protestant. Pentru că principiul care stă la temelia, la baza protestantismului,
este Biblia și numai Biblia ca singură regulă de credință și practică. Acum v-aș întreba, câți dintre noi ne călăuzim în viața de zi cu zi, în fiecare moment, în deciziile pe care le luăm și în acțiunile pe care le întreprindem, câți dintre noi suntem călăuziți de un așa zice Domnul pentru tot ce facem? Iar dacă nu este așa, înseamnă că noi nu avem spiritul protestanților, iar toți aceia care nu au spiritul adevărat al protestantismului, înseamnă că i-au făcut compromis și se află pe calea papalității. Vedeți, protestanții de astăzi care au renunțat la credința lor și care renunță încet încet și dau drumul la toate învățăturile pe care ei le-au susținut cândva și pentru care au luptat și pentru care alții au murit. Ei fac lucrul acesta pentru că undeva în experiența lor religioasă au făcut compromis cu anumite lucruri. Iar papalitatea exact asta își dorește. Ei vor să-i conducă pe oameni în situația în care să facă compromis cu adevărul. Iar prin acest compromis ei se unesc cu acest sistem religios fals. Acum aș vrea să observăm ce spune sora White în paragraful pe care doresc să vi-l citesc. Din Tragedia veacurilor, mă scuzați, Mărturii, volumul 6, pagina 402. Atunci când cererile lui Dumnezeu sunt în conflict, atunci când cererile oamenilor sunt în conflict cu cerințele lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie recunoscut mai pe sus de legislația omenească. Așa zice Domnul, nu trebuie să fie dat la o parte pentru un așa zice biserica sau statul. Coroana lui Hristos trebuie să fie înălțată mai pe sus de diademele potentaților pământești. Principiul pe care noi trebuie să-l susținem, acum fiți atenți, pentru că lucrul acesta mă privește pe mine și pe tine, ca protestanți care vor continua să protesteze chiar și după ce s-a spus că a murit protestantismul. Uitați-vă la spiritul pe care Iisus vrea să-l avem. Principiul pe care noi trebuie să-l susținem acum este același principiu susținut de adepții Evangheliei cu prilejul Marii Reformațiuni. Haideți să vedem ce s-a întâmplat. Când principii s-au adunat la dieta din Speyer, în 1529, nădejdea lumii părea aproape să fie zdrobită. Adunării acesteia i-a fost prezentat decretul împăratului, prin care se restrângea libertatea religioasă și se oprea răspândirea mai departe a învățăturilor reformate. Deci a fost și pentru ei un moment, cum este pentru noi acum. A venit un punct în istorie când au spus, am terminat-o cu protestantismul. S-a dat o lege care a spus, nu mai ai voie să spui nimic despre reformă. Și la fel astăzi s-a dat o lege prin care s-a semnat un document și se spune că protestantismul a murit. Nu mai sunt protestanți, nimeni nu mai protestează. Sau, dacă cineva mai îndrăznește să protesteze, acum există o lege care să te aducă la tăcere. Ascultați ce s-a întâmplat. Vor primi principii Germaniei decretul? Să fie reținută lumina Evangheliei de la mulțimile care erau încă în întuneric? Urmau să se ia hotărâri mari pentru lume. Cei care primiseră credința reformată s-au adunat și hotărârea unanimă a fost să respingem decretul. În probleme de conștiință, majoritatea nu are putere. Vreau să observați cum s-au întâmplat lucrurile atunci, pentru că ele reprezintă o lecție pentru noi astăzi. Steagul adevărului și a libertății religioase pe care l-au ținut sus acești reformatori ne-a fost încredințat nouă în această luptă de pe urmă. Acum ele nu advine la noi, în zilele noastre. Răspunderea pentru acest mare adevăr este asupra acelora pe care Dumnezeu i-a binecuvântat cu cunoașterea cuvântului său. Noi trebuie să primim cuvântul lui Dumnezeu ca autoritate supremă. Trebuie să primim adevărurile lui pentru noi înșine. Putem aprecia adevărurile acestea numai atunci când le cercetăm prin studiu personal. Și aici este punctul în care mi-am dorit să ajung. Dacă vrei să fii un adevărat protestant, după 31 octombrie 2017,
dacă vrei să continui să păstrezi adevărul lui Dumnezeu și să îndrepți atenția oamenilor la Biblia și numai Biblia, ca singura regulă de viață și practică și credință, atunci tu trebuie mai întâi să ai parte de o experiență la nivel personal, de studiere a cuvântului lui Dumnezeu. Și vreau să vezi că experiența aceasta trece dincolo de teorie. Așa cum am spus, majoritatea copiilor lui Dumnezeu astăzi în biserica adevărată sunt auto-înșelați. Pentru că ei n-au avut parte de acea experiență despre care ne vorbește martorul credincios. Ei n-au cumpărat aurul curățit prin foc și haine albe ca să se îmbrace cu ele și alifia pentru ochi ca să vadă. N-au acceptat remediul. Pentru că ei au această percepție că ei sunt bine. Știți, dacă eu mă consider pe mine sănătos, cum să mă duc eu la medic și să mă pun pe masa de operație? Păi n-am să fac asta niciodată. Dacă eu mă consider un om sănătos, n-am să mă duc niciodată acolo. Dar dacă în realitate eu sunt bolnav, numai că nu vreau să recunosc, nu știu lucrul acesta, dar în realitate eu am mare nevoie să fiu operat. Vedeți cum lucrurile se schimbă? În momentul în care un om este diagnosticat de cancer și este conștient că el are o boală și trebuie neapărat să facă ceva, omul acela se va grăbi în direcția aceea, pentru că el conștientizează că este în pericol. Dar dacă laodiceanul are această percepție falsă că el este bine, el crede că totul este frumos, când în realitate nimic nu este așa. Și adesea această credință vine din cauza acelor voci care predică un mesaj de pace și liniște atunci când Dumnezeu a spus că pace nu este. Și responsabilitatea atârnă asupra predicatorilor. Dacă noi prin mesajele pe care le transmitem nu facem altceva decât să-i liniștim pe oameni în păcatele lor, noi nu facem nimic decât să-i pregătim pentru semnul fiarei. Și observați de ce Satana se luptă când vine vorba de predicarea adevărului prezent. De ce el încearcă să împingă la o parte toate acele solii importante și îi ține pe oameni adormiți într-o și legănați într-o stare de înșelare? Într-o siguranță falsă? Prieteni, vreau să fim atenți la următorul lucru. Putem aprecia adevărurile acestea, adică adevărurile protestante, mesajul pe care Dumnezeu ni l-a încredințat, numai când ne cercetăm prin studiu personal. Și acum, atunci când facem din cuvântul lui Dumnezeu călăuza vieții noastre, se dă pentru noi răspuns la rugăciunea lui Hristos: sfințește prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Ce am citit aici? Ascultați din nou. Atunci când facem din cuvântul lui Dumnezeu călăuza vieții noastre. Păi asta au făcut protestanții, frații mei, și reformatorii. Pentru tot ce făceau ei, pentru fiecare practică a vieții lor, ei aveau un așa zice Domnul. Dar astăzi noi nu putem nici în proporție de 50% să arătăm lumii că tot ce facem noi este după un așa zice Domnul. Felul în care noi construim, felul în care noi facem afacerile noastre, felul în care noi facem lucrarea medicală, toate aceste lucruri, frații mei, arată că noi nu avem nicio treabă cu ceea ce spune Dumnezeu. Unde a spus Dumnezeu în cuvântul său, în spiritul profetic, prin pana inspirată, că noi trebuie să construim niște spitale uriașe, cu foarte mulți bani, și să le facem exact cum le face lumea? Spuneți-mi unde scrie așa ceva. Eu n-am găsit nimic. Am găsit cu totul altceva. Dumnezeu are un plan diferit de planul lumii. Planul lui Dumnezeu este prin sanatorii. Aceste centre de sănătate în care oamenii să fie tratați cu remediile simple și în care medicamentele n-au nicio importanță. Dar acum noi vrem să fim în ton cu lumea. Noi vrem să fim cât mai asemenea lumii și sistemului medical lumesc. Frații mei, aici este marea problemă. Noi n-am făcut din Dumnezeu și cuvântul său regula noastră de viață. Noi nu vrem să ne conducem după un așa zice Domnul, ci vrem să ne conducem după ceea ce dă bine înaintea oamenilor. După ceea ce ne aduce popularitate, faimă, renume. Însă Dumnezeu nu este în așa ceva. Ascultați. Recunoașterea adevărului în cuvânt și faptă este mărturisirea noastră de credință. De atâtea ori oamenii vin și spun: eu am credință.
Eu cred în Dumnezeu, eu am credință. Dacă întreb pe cineva, câți dintre noi credem în Dumnezeu? Și să ridicați mâna sus. Majoritatea oamenilor vor ridica mâna că ei cred în Dumnezeu. Că ei au credința. Frații mei, ce fel de credință avem noi? Ascultați. Recunoașterea adevărului în cuvânt și faptă este mărturisirea noastră de credință. Cu alte cuvinte, dacă ceea ce noi mărturisim a crede nu se poate dovedi în cuvintele și în faptele noastre, în practică, înseamnă că noi suntem niște mincinoși. Înseamnă că credința noastră este moartă. Și acea credință care este moartă, ea niciodată nu ne va duce la ceruri. Observați ce stă la miezul și la baza protestantismului adevărat? Numai în felul acesta pot ști alții că noi credem în Biblie. Încheiem cu aceste paragrafe. Reformatorii aceia al căror protest ne-a dat nouă numele de protestanți și a dat seama că Dumnezeu i-a chemat să ducă lumii Evanghelia și pentru îndeplinirea acestei lucrări ei erau gata să-și jertfească bunurile, libertatea și chiar viața. Suntem noi în acest conflict de pe urmă tot atât de credincioși față de sarcina noastră cum au fost acei reformatori de pe vremuri față de a lor? Este o întrebare corectă, frații mei? Dumnezeu ne întreabă, ei au fost gata să-și dea viața, bunurile și să jertfească totul pentru cauza adevărului. Așa au procedat protestanții din trecut. Și vreau să vă amintesc ceva, vreau să vă amintesc. Reformatorii aceia al căror protest ne-a dat nou numele de protestanți și au dat seama că Evanghelia lui Dumnezeu nu poate fi dusă altfel decât prin sacrificii și chiar prin sacrificiul vieții dacă era nevoie. Acum Dumnezeu vine și te întreabă pe tine și mă întreabă pe mine. Suntem noi pregătiți să urmăm aceeași cale? Suntem noi pregătiți să ne dăm viața pentru această cauză? Vom putea noi să facem lucrul acesta? În timp ce avem compromis în viața noastră cu păcatul? Niciodată, prieteni. Această auto-înșelare la nivel personal, că noi suntem bine când de fapt nu suntem bine deloc, este lucru spre care Dumnezeu țintește. Pentru că singurii care vor rămâne în continuare și vor protesta împotriva acestui sistem fals sunt doar acei oameni care au unii principiile adevărate ale cuvântului lui Dumnezeu și care trăiesc prin faptă și prin cuvânt în viața lor tot ceea ce spun. Cu alte cuvinte, ei sunt o exprimare, o revelație a cuvântului lui Dumnezeu. Ei trăiesc adevărul. Dragi prieteni, vreau să închei cu aceste gânduri. În momentul în care toată lumea protestantă se unește cu catolicismul, vreau să știți că această unire îi va face pe majoritatea oamenilor din lumea aceasta să ia o decizie cu privire la poziția lor. Dar vreau să înțelegem un lucru. Când această unire a avut loc, în mijlocul poporului Dumnezeu se va produce un lucru. În poporul lui Dumnezeu se va produce o separare. Se va produce o cernere și o zguduire. Iar în acest proces, majoritatea copiilor lui Dumnezeu se vor uni și ei cu papalitatea. Iar motivul pentru care vor face lucrul acesta este pentru că ei au făcut de mult compromis cu adevărul. Ei sunt aceia care niciodată n-au obiectat nimic împotriva învățăturilor false în biserică. Sunt aceia care au fost mulțumiți de predicile care spuneau pace și liniște. Sunt aceia care s-au mulțumit să locuiască în mijlocul orașelor, să-și continue programul lor și să facă așa cum le place lor. Distracții, petreceri, întâlniri în care Iisus nu era în centrul atenției. Când era vorba de rugăciune, nimeni nu era prezent. Când era vorba de o petrecere, toată lumea grămadă. Când e vorba de un studiu biblic, nimeni nu vine. Când e vorba de muzică, toată lumea e prezentă. Această stare de lucru și compromisul la nivelul îmbrăcăminții, alimentației, a educației, a recreației, a lucrurilor spre care ei și-au îndreptat mereu atenția lor, îi face pe toți acești oameni ca în momentul în care vine criza să treacă de partea celorlalți, să se unească cu catolicii. Este doar o problemă de timp. Unii se unesc astăzi în mod oficial.
alții se vor uni mai târziu și vor renunța la credința lor. Problema cea mai mare însă este, eu și cu tine ce vom face? Noi ce vom face în acest mare conflict? Și închei cu aceste cuvinte. Cu primejdia persecuției și a morții. Adevărul pentru vremea aceea a fost dus departe și în depărtare și în apropiere. Cuvântul lui Dumnezeu a fost dus oamenilor. Toate clasele de jos, de sus, bogați, săraci, învățați, neînvățați. Îl studiau cu sârguință, iar cei ce primeau lumina deveneau la rândul lor mesageri. În zilele acelea, adevărul a fost adus la cunoștința oamenilor prin tipărituri. Până lui Luther a fost o forță. Mă scuzați, pana lui Luther a fost o forță, iar scrierile lui răspândite până departe au mișcat lumea. Până astăzi au mișcat lumea. Și încă o mai mișcă, frații mei. Aceleași mijloace ne stau și nouă la îndemână și pot fi duse repede în toate părțile lumii. Noi trebuie să facem cunoscut lumii ultima solie de avertizare a lui Dumnezeu adresată oamenilor și care ar trebui să fie râvna noastră la studierea Bibliei și zelul nostru pentru răspândirea luminii. Ne invită Dumnezeu ca odată cu această declarație a morții protestantismului să ne ridicăm și să răspândim adevărul cum a făcut Martin Luther prin scrieri și prin cuvintele noastre și prin mesajele noastre. Da, frații mei, Dumnezeu ne invită să luăm parte la această lucrare. Dar înainte de a face lucrul acesta, noi trebuie să dovedim în viața noastră că acel adevăr pe care vrem să-l transmitem altora a avut puterea să ne schimbe pe noi. De aceea, înainte de a deveni cu adevărat protestanți, reformatori, care să învățăm pe alții, haideți să analizăm starea noastră adevărată. Să mergem în Apocalipsa capitolul 3 și să vedem cum ne privește Dumnezeu pe noi. Și atunci când vom vedea starea noastră decăzută, lipsa noastră cea mare, când ne vom vedea că suntem înșelați de propria noastră minte și propria noastră inimă, atunci vom striga după ajutorul lui Dumnezeu. Și El ne va ajuta ca noi să aducem înăuntru inimii noastre și a sufletului nostru acel principiu al protestantismului adevărat, în care cuvântul nu este doar ceva teoretic, ci devine partea practică a vieții noastre. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să fim parte din acești protestanți, sau aș putea să spun din acest bastion al protestantismului, ultimul care va rămâne pe acest pământ. Iar atunci când va începe persecuția și prigoana împotriva noastră, noi să putem să stăm fermi și credincioși lângă Dumnezeu, neînfricați, așa cum a stat Martin Luther. Să spunem, aici stau și nu pot altfel. Așa să ne ajute Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze și Dumnezeu să ne ajute.